Bună regăsit, stimați prieteni, la o nouă ediție emisiunii Școala Giurgiuveană. Iată, de această dată suntem în județul Giurgiu, în comuna Schitu, la școala gimnazială Nicolae Dinu, din satul Vlașinu. Avem alături de noi pe domnul primar al comunei, Ionel Pașol. Bine v-am găsit, domnule primar! Bună ziua! Bine ați venit în comuna noastră! Ne bucurăm că cu ocazia aceasta să putem să spunem și noi câteva cuvinte vis-a-vis de preocuparea noastră față de școlile din județ și din raza comunii respectiv, pentru care avem o deosebită atenție. Tocmai din acest motiv, iată, am profitat de faptul că v-am găsit aici la această unitate de învățământ și probabil gândindu-vă la viitoarele proiecte pe care urmează să le realizați chiar la această școală. Într-adevăr, avem unele proiecte serioase care sunt neapărat necesare pentru, în general, școala 1-8, care este cea mai mare școală după raza comunei, să ne ocupăm în această toamnă pentru înveloparea acestei școli și respectiv reabilitarea termică prin montarea unei centrale termice de mare putere și calorifere, pentru că avem reale probleme cu încălzirea acestei instituții de învățământ. Văd că, într-adevăr, eu cunosc această unitate de învățământ, vin din vechime, de când era director domnul Nicolae și avea gânduri deosebite, și mă bucură că, în memoria dumnealui, școala astăzi se numește Nicolae Dinu. Când exista aici, cu ani în urmă, se vorbea frumos, exista aici o unitate de creștere a animalelor, parcă, și iată, tradiția o duceți mai departe, realizând lucruri deosebite. Văd că sunt niște construcții reabilitate, văd acolo o magazie, înseamnă că există o preocupare din partea dumneavoastră să gospodăriți această unitate de învățământ. Nu în ultimul rând, avem un proiect depus în ceea ce privește executarea unui teren de sport cu gazon sintetic, cu împrejmuire, cu nocturnă și loc de joacă pentru acești copii minunați care se văd prin spatele nostru și prin jurul nostru. Într-adevăr, cu puțin timp în urmă, ei au terminat ora de educație fizică și dumneavoastră ați gândit că trebuie să le creați și condiții să o desfășoare. Absolut, aceste condiții sunt necesare pentru tinerii din comuna noastră, pentru că sportul înseamnă sănătate. Fiind aceste proiecte în aprobare, cum să spun, sunt în termen de o lună de zile va trebui să primim un raport complet cu aprobarea acestuia de la APDRP-ul nostru, care vreau să vă spun de asemenea că banii care se vor construi terenul și locul de joacă pentru copii vor fi pe comunitatea europeană veniți. Nu cheltuie primăria absolut niciun ban decât cu mentenanța. Restul sunt bani europeni pe care noi am făcut eforturi ca să vină acești bani și nu sunt puțini, sunt în jur de 70.000 de euro. Noi am făcut eforturi ca acești bani să vină în comuna noastră și vreau să vă spun că ăsta este numai începutul, pentru care numai începutul proiectelor de dezvoltare a comunei noastre. Și am înțeles că chiar astăzi aveți în intenție să ajungeți în anumite locuri pentru a gândi și a proiecta asemenea gânduri pe care le aveți. Sigur că da. Avem încă un proiect în derulare pe care depus, pentru care sunt un pic rezervat pentru faptul că nu știu deznodământul care va avea. După ce astăzi voi merge la instituțiile abilitate, vom reveni cu noi amănunte și noi informări. Și în ciuda acestor proiecte pe care le aveți de îmbunătățire a acestei școli, spuneți-mi o paranteză, ați învățat la această școală? Nu am învățat la această școală, dar nu ăsta este un impediment, ba mai mult decât atât, vreau să fac o demonstrație, căci chiar dacă nu am învățat în această școală, am ambiția ca ceilalți copii să aibă privilegiul să învețe într-o școală modernă.
În ciuda acestor ambiții, domnule primar, am înțeles că nu prea e liniște în această unitate de învățământ. Din păcate, cu mare regret relatez și această chestiune că, contrar bunelor mele intenții, în această școală, din cauza managerului, o susțin cu tărie, nu există liniște. Nefiind liniște la nivelul cadrelor, nu cred că eficiența acestora este cea pe care o așteptăm noi, administrația și părinții. Într-adevăr, această neînțelegere influențează negativ procesul instructiv educativ. Da, bineînțeles, și pentru faptul acesta am considerat că e bine să aducem și la cunoștința Inspectoratului General de Învățământ aceste aspecte absolut negative pentru care noi vrem să se schimbe ceva în această școală. Dar înainte de a discuta cu celelalte cadre didactice, spuneți-mi, am înțeles că Inspectoratul Școlar cunoaște situația de aici. Cunoaște această situație relatată de mine verbal și înscris. Însă, din păcate, întârzie să se concretizeze în rezultate. S-a făcut de mult această prezentare scrisă? Prezentarea scrisă s-a făcut în jur de 30 de zile, 25-30 de zile. S-a făcut scris, după care am făcut și verbal, am făcut cunoscut și prin presă și sper ca domnul inspector general să aibă o atitudine corectă și să facă o analiză corectă și să repare ce este stricat în această școală, ce e defect. Domnule primar, dar pentru a cunoaște concret situația de aici, să mergem să stăm de vorbă cu cadrele didactice din această unitate de învățământ. Dar ar fi o idee foarte bună ca să vedem și opinia cadrelor, pentru că sper să reflecte adevărul clar și curat. Pentru a cunoaște care este situația neclară încă și care creează într-adevăr o atmosferă negativă de lucru la această unitate de învățământ, am dorit să stăm de vorbă și cu câteva cadre didactice din această unitate de învățământ. Am pornit acest dialog de la faptul că în presa online giurgiuveană au apărut de-a lungul timpului, mai ales în ultima vreme, unele materiale care vorbesc despre atmosfera încordată care există aici și între cadrele didactice și conducerea unității de învățământ. Într-adevăr, am avut un dialog înainte cu domnul primar Ionel Pașol, care ne-a prezentat situația, însă o situație concretă vrem să aflăm de la colegii cadrele didactice din această unitate de învățământ. Iată, dragi colegi, vrem să aprofundăm discuția, pornind de la ideile pe care le-ați semnalat în presa online giurgiuveană. Mă refer, am înțeles că a fost mai întâi un conflict legat de niște rețineri salariale. Da, vă rog. Legat de aceste rețineri salariale, nu am fost anunțați la timpul potrivit, iar în momentul în care am aflat și s-a anunțat de către toate cadrele doamnei director această situație, dânsa nu a fost de acord să ne semneze statul de plată ca să aducă curtea de conturi. Nu înțeleg pentru ce solicită această curte de conturi când eu sunt educatoare la plata cu ora. Dacă vreți să vedeți la cameră, am avut hotărâri judecătorești pentru salariile, diferențele de salariu, le-am cerut și eu ca toți ceilalți colegi, mi s-a spus că nu sunt participantă, ca să descoper acum că figurez pe tabelul cu cadrele didactice din Liga Sindicatului pentru obținerea acestor drepturi salariale. Și sunt și multe alte conflicte. Spre exemplu, primăria Schitu pune la dispoziție școlii tot necesarul, inclusiv banii pentru decont, pentru transport. Nu am primit în anul 2012-2013 decât pentru o singură lună, motivând că nu i s-a acordat de către primărie bugetul necesar. Între timp, dânsii și-au luat alte sume fabuloase care se vor vedea. Ca director, ca profesor de sport, ca educator în această unitate. Da, am înțeles că vreți să completați cu ceva. Da.
cei trei, vorbim despre trei cadre didactice din această școală care practic au creat această situație de conflictuală și, cu așa cum spunea și doamna, și-au însușit niște bani pentru decontul navetei. Așa, iar sumele rămase, dacă au mai rămas, s-au împărțit la celelalte cadre didactice. Nu mi se pare corect ca într-o școală în anul 2014 să se întâmple așa ceva, iar doamna conduce această școală într-un sistem feudal, să știți. Toate cadrele didactice, tuturor ne este frică și ne-a fost frică să vorbim. Până acum nu se mai poate pentru că s-a întrecut orice limită. Da, totuși vreau claritate în legătură cu banii aceia, cu deconturile care sunt. Păi, nu se semnează de către fiecare la primire sau nu mă pricep prea bine la legile financiare, dar cred că există niște documente. S-a făcut un ștat de plată în care au fost trecute toate cadrele, dar nu au fost plătite conform biletelor pe care le-au depus fiecare, ci, cum doamna a spus, depunem așa cum avem bani, pentru că banii nu ne ajung tuturor. Iar doamna a precizat că dumneaei este îndreptățită să primească cu mult mai mult, pentru că a cumpărat și rovinete pentru mașina de transport școlar. Lucru adevărat, însă primăria ulterior i-a decontat acești bani. Și doamna să ne spună ce s-a întâmplat cu restul sumei, dar doamna a dat pe această rovinietă 2-3 milioane, însă până la 12 milioane înseamnă decont. Iar domnul profesor de sport, domnul profesor Vișan Gabriel, anul trecut a avut decât 2 zile pe săptămână în această școală ore și a obținut 600 de lei. În schimb, eu am avut o catedră întreagă și am primit suma de 200 de lei, ceea ce nu mi se pare corect. Când i-am spus doamnei director în Consiliul Profesoral, mi-a spus că nu este treaba mea, mi-a răspuns că nu este treaba mea și că ar trebui să-mi văd doar de serviciul pe care l-am aici, în școala respectivă. Nu există comunicare în școala aceasta, au fost stări conflictuale create chiar și de către doamna educatoare Mânzu Iulia, care este și lider de sindicat. Am fost nevoită să aduc chiar și poliția de la Schitu din comuna aceasta ca să lămurească situația. Cum să vină poliția să facă ordine școală? Da. Se pare o... Noi, cadrele didactice, am fost jignite, insultate. Calomniate. Aceeași problemă am întâmpinat cu domnii, da. Și domnul Vișan, care de asemenea de fiecare dată a încercat să mă denigreze în fața colegilor, a părinților, spunând că am cerut copiilor bani pentru foloase personale, ceea ce nu este adevărat, și a încercat mereu să bățințu și bani. Da. Da. Și am înțeles din materialele care au fost publicate că ați apelat și la ajutorul polițiștilor. Să vină în școală poliția să facă ordine? Au și venit domnii polițiști de asemenea aici, au fost prezenți. Și avem și plângeri la poliția locală, bineînțeles. Sigur, și cazul nu a fost soluționat până în prezent. Încă nu am primit un răspuns, să vedem. A venit astăzi domnul Vulumac și ne-a spus că trebuie zilele acestea să primim un răspuns. Dar mi se pare ciudat, într-un colectiv atât de mic, să nu există înțelegere, să vă desfășurați activitatea, să intrați cu plăcere în fiecare sală de clasă. Nu suntem lăsați de cei trei, nu avem acces la datoriile școlii, la nimic, la Xerox, la calculator, la absolut nimic. Numai dânsii stau închiși în cabinetul doamnei director și asta fac toată ziua. Nu fac altceva decât să stea închis. Și dumneavoastră cum vă faceți materialele de lucru din pentru ele? Din proprii, din dotările personale. Deci școala deține aparatură? Are, bineînțeles. Și are fonduri alocate pentru așa ceva. Dar noi nu avem acces la ele, din păcate. Dintotdeauna doamna director a dat vina pe primărie. Să știți că a existat colaborare foarte bună între primărie și școala Vlașin. Până la un moment dat, când doamna i s-a părut că nu mai este cazul și nu mai are nevoie de primărie. Lucru neadevărat. Deci își dorește independență. Probabil. V-am spus că există un regim feudal aici, un sistem feudal. Iar legat de atitudinea doamnei director, noi am sesizat atât inspectoratul școlar cât și Ministerul Învățământului. Este în desfășurare o anchetă la nivel de inspectorat și probabil la nivel de minister. Așteptăm, mie îmi pare rău că s-a întâmplat și să ajungem aici în situația asta, însă așteptăm ca inspectoratul școlar să-și definitiveze această anchetă și să vedem
Așteptăm măsurile care se vor lua, pentru că în aceste condiții nu putem lucra. Stresul acesta permanent în care doamna director mai vrea ceva și mai vrea ceva, și ilegalitățile care au loc în această școală. Și când spun acest lucru, mă refer la deciziile eliberate de către doamna director, conform hotărârii Consiliului de Administrație. Eu sunt membru al Consiliului de Administrație și în fiecare decizie a tuturor cadrelor pe care ne vedeți aici și nu numai, există o decizie pentru comisiile lucrative sau metodice, în care doamna spune decizie cu numărul din data de, conform hotărârii Consiliului de Administrație, din 13.09. Am specificat acest lucru, am menționat și în plângerea către inspectoratul școlar, și nu există, nu se regăsește acest proces verbal, nu se regăsește în registrul Consiliului de Administrație cu 13.09. Eu, din punctul meu de vedere, consider că atrage nulitate această, după sine, această decizie. Cum să nu se regăsească? Dacă nu se regăsește în acel registru, cum doamna poate să spună că este bun, viabil sau această decizie legală? Nu mi se pare corect. Și nu numai. Tot ce am încercat cu doamna director, să avem o colaborare, să încercăm, doamna director, eu personal, înainte de sărbători, am fost la dumnea ei și am rugat-o să încercăm să îngropăm această secure a războiului. Așa era necesar, veneau sărbătorile și e vorba de iertare. Suntem mai buni de sărbători și am zis că poate așa, nu s-a putut. Frumos gest. Nu, da, doamna nu a răspuns, la momentul ăla a tăcut așa, da, doamnă, se poate, ulterior lucrurile au fost altfel și am văzut cu toții. Altfel spus, eu personal am vrut să mă mai să depun o cerere și am discutat în Consiliul de Administrație pentru pretransfer. Doamna a spus că nu este de acord. Deci orice am încercat noi și orice ne-am propune, doamna nu răspunde ca un bun manager la cererile noastre. Așa stau lucrurile în școala noastră, din păcate. Ne pare foarte rău că, în primul rând, și procesul de educativ nu are de suferit în toată această situație. Și până categoric, la urmă, categoric. Până la urmă, noi suntem cadre didactice de la care copiii trebuie să iau un exemplu și ce văd. Spuneți-mi, vă rog, părinții din această localitate simt pulsul evenimentelor, simt o încordare aici în școală? Eu știu că da, deși sunt la o școală arondată, am și aici câteva ore și am vorbit cu câțiva părinți. Este chiar o doamnă care, din câte am văzut, a depus și dumneai la inspectoratul școlar o petiție în care este foarte nemulțumită că băiețelul dânsei și-a rupt piciorul și nu știe în ce condiții, în timpul orelor. A cerut o înregistrare pentru că avem o cameră de luat vedere în școală și nu i s-a răspuns în niciun fel. Despre această doamnă știu și sunt destui părinți care au fost și la primărie și au, la domnul primar, din ce știu, pentru că părinții mi-au spus, și au sesizat această nemulțumire referitor la doamna director că nu-și face orele la clasă. Am văzut un... Dacă ar fi un bun manager, nu am fi avut astăzi această discuție. Și eu, ca un vechi cadru didactic, care am 40 de ani... Știu că lucrați de mult aici, în această unitate. Neîntreruptă vechime, nu am întâlnit asemenea conflicte care mă jenesc că mai ne numim cadre didactice. Da, este foarte regretabil că se creează asemenea lucru, fiindcă e... În primul rând, pentru liniștea dumneavoastră, când ați ajuns în fața acestei catedre și în fața colectivului de elevi, trebuie să ai liniștea necesară pentru a desfășura lecția așa cum trebuie. Spuneți-mi, vă rog, am lecturat materialele și am văzut că doamna susține că au obținut, într-adevăr, la o inspecție specială la clasă, un calificativ foarte bine. Însă colectivul didactic care semnează dreptul la replica replicii, am văzut că contestă acest lucru, motivând că această evaluare a fost făcută la o clasă care nu-i aparține. Putem discuta acest aspect? Da? Știți niște date concrete? Nu ne interesează cine a făcut inspecția, nu implicăm pe nimeni, dar numai acest aspect minim, aparent...
cu destulă importanță, care, cred eu, e mai mult decât acuzator. Da, eu am fost solicitată de către doamna director să vin în această școală, deci eu sunt la o grădiniță arondată la Bila și, într-adevăr, am venit să țin locul orelor dânsei și când mi-am aruncat ochii chiar în această clasă s-a ținut lecția, nu am regăsit printre chipurile elevilor pe cei de la clasa dânsei. Și mi-am pus un semn de întrebare, dar nu am insistat, nefiind de aici din școală, m-am crezut că mi se pare. Dar faptul că dânsa și-a asumat această discuție, trebuie să spunem că nu este adevărat, că n-a avut copii de la clasa dânsei. Deci inspecția a fost făcută, dar pe aceeași treaptă de învățământ, aceeași clasă sau? Nu, da, pentru... Dânsa ce clasă are acum? Are clasa 1 și 2. 1 și 3, da. Simultan. Simultan. Da. Și inspecția a fost ținută la clasele? A doua și a patru. Bănuiesc că acolo ați observat... Da, cei pentru că aici își desfășoară activitatea clasa a doua, da, și clasa a patra. Orele de curs aici au loc. Elevii domnului învățător Gheorghe Marin, nu doamna Megheș? Da. Da. Bine, inspectorul respectiv n-are nicio vină. Dânsul, sigur, n-avea de unde să știe, sigur, nici nu acuzăm. Dânsul a fost adus în sala de clasă, nu putea să verifice cataloage și nu, nici nu există în metodologia asistenței așa ceva. Da. Ce alte lucruri mai generează această stare conflictuală, doamna învățătoare? Pe dumneavoastră, fiindcă vă cunosc de mult și știu că ați pledat întotdeauna pentru lucruri deosebite și ați făcut fapte deosebite în toate domeniile și în activitatea educativă și culturală și peste tot v-am văzut. Umanitară, de multe ori m-am străduit să aduc acolo la Bila un climat frumos pentru copii de la grădiniță, că avem niște copii cu o stare materială destul de precară. Și în loc să merg și eu voioasă, că să mi se recunoască aceste merite, pensionarii să stea acasă. Că de ce să obține un salariu mai mare având și gradul întâi, comparativ cu ele, s-au simțit jignite? Că... Da. 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 Bine. Deci, vrei să repeți ce ne-ai spus? Să vină la oră. Da, doamna de engleză va veni la oră. Din câte mi-am amintit, doamna director este în concediu medical de astăzi, nu-i așa? Și eu asta știu. Doamna directoare e aici, te-a trimis pe tine? Da, da. Doamna director, astăzi nu a venit până la ora 11. La ora 11 concediu în școală. Are programul începe la ora 11. Sunteți băbică, iertați-mă, spreți-mă. Da? Nu sunt de acord ca o femeie de aici din sat, nefiind calificată, să vină să țină orele diferitelor persoane, profesori. Ce a spus? O cetățeacă din sat? Fără nicio pregătire. A venit și a ținut ore? Da. Da. Deci nu sunt de acord și mai îmi și jignesc copii, mai vin de frică la școală, are un comportament. Și copilul dumneavoastră e la o asemenea clasă unde vine o persoană din afară? Da. Și persoana ce predă? Ce ore predă? Ține și toate orele care... A, e policalificat? Da, 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 are dublă calificare. Triplă. Poli. Extraordinar. Și nu sunteți mulțumită de... Nu, că am mai avut divergențe cu ea când era încă copilul mai mic, 1-4. Mi l-a agresat la vorbă. A, deci se întâmplă de mult minunea asta. Doamna s-a calificat aici. Și cu decontul la fel, eu fac 60 de kilometri zilnic dus-întors și mi-a spus că nu este de acord, că am cerut o sumă prea mare. Atât kilometri. Așa este, așa este, da. Da, 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 înțeleg, înțeleg. Și decontul nu l-ați mai primit de când? Eu nu l-am primit deloc anul ăsta. Și decontul face unitatea de învățământ? Da. V-ați regăsit pe niște liste? Văd că doamna colegă... Eu m-am regăsit, Megheș Rada. Dar de unde ați făcut rost de documentele astea? De la sindicat, de la Liga Cadrelor. A, de aici nu vii să pun la dispoziție documentele? Nu, eu... Doamna de sindicat nici măcar nu ne-a adus și nouă banii pentru 8 martie pe care i-am obținut de la sindicat, da. Și am fost nevoite noi, eu și doamna educatoare Megheș, să mergem personal acolo să ridicăm și banii colegilor noștri. Deși doamna director Olteanu Mirela anul trecut a organizat o masă la restaurantul, nu mai știu.
În sfârșit, nu ne interesează. Da. Și personal a fost acolo și a ridicat suma de 7.130.000. Pentru întregul colectiv. Pentru întregul colectiv, da. Foarte interesant. Și semnătura doamnei acolo, cu tabelul respectiv. Da. Da. Și porni și conflictele noastre între noi, cadrele didactice, și doamna educatoare Mânzu Iulia, care este liderul de sindicat al acestei școli. Și care pentru are... că... Dar sindicat, liderul de sindicat trebuie să vă reprezinte pe dumneavoastră. Da. Nu trebuie să reprezinte conducerea unității de învățământ, patronat. Că suma pe care ar trebui să o primesc pentru 8 martie este de 18 lei și am fost nevoită la fel să sun la doamna secretară de la sindicat și mi-a spus doamna că am 40 de lei. Fiecare cadru didactic va primi această sumă. După care s-a iscat marele scandal între mine și doamna lider de sindicat și care nu se mai oprește. Foarte ciudat că se întâmplă asemenea lucruri. Dorea să mai semnalați ceva? Ce am avut de semnalat. Mi se pare foarte interesant. Și persoana respectivă, știți, are cel puțin 8 clase sau... Nu știu, sper măcar. Probabil și-a dorit ca această doamnă să fie educatoare la Bila, ca să o plătească necalificat și în felul acesta bugetul școlii să-l aranjeze dânsa să-și obțină cât mai mult de cont. Și cu dumneavoastră ce are, fiindcă pensionarii au voie să vină în continuare. Un salariu mai mare, am gradul 1 din gelozie, probabil. Dar de ce v-ați dat și gradele didactice? Păi pe vremea noastră era o onoare să avem o altfel de discuție. Da. Ce alte lucruri care vă nemulțumesc mai sunt? Doamna lider de sindicat, să știți că și doamna director vrea să taie și să spândure în această școală. Dovadă este și orarul pe care îl veți găsi dacă mergeți în cancelaria școlii, în care sunt suprapuse orele doamnei de la grădiniță cu cele de chimie pe care le-a luat la plata cu oră din prietenie cu doamna director și pe care le făcea 2 în 1. Dacă învățământul în România se face la acest mod, să ne explice și nouă doamna director, pentru că și nouă, cred că oricine ar dori așa ceva, 2 în 1, și copiii să-i lăsăm de izbeliște. Nu se poate, eu nu accept așa ceva ca membru al Consiliului de Administrație și localnic. Eu sunt de aici din comună, din localitate și nu sunt de acord cu aceste lucruri care se petrec în școală. Și mai ales că nu are studiile necesare, iar copiii noștri au de suferit. Predă chimie, predă desen, ore pe care la fel nu și le face exact. Dar a primit bani. Da. Pentru aceste ore. Câți membri sunt în Consiliul de Administrație al școlii? 7 membri, din partea primăriei și a Consiliului Local, 2 reprezentanți, 3 cadre didactice și 2 reprezentanți ai părinților. Și atitudinea celorlalte cadre didactice, nu ne dați nume, dar care este? Cele 2 cadre didactice sunt doamna director, care în ultimul Consiliu de Administrație și-a însușit și funcția de secretar al Consiliului de Administrație și care este și președinte. Să știți că în ședința statutară care are loc la începutul anului școlar se stabilesc membrii Consiliului de Administrație aleși în Consiliul Profesoral și ulterior în Consiliul de Administrație se aleg secretarul, președintele. Nu s-a întâmplat acest lucru în această ședință, nu a existat o ședință statutară. Iar doamna de curând și-a însușit și această funcție de secretar al Consiliului de Administrație, pentru că doamna poate să consemneze ce dorește, când dorește în acel registru al Consiliului de Administrație. Să vă spun părerea celorlalți, este vorba de doamna director și un alt membru, care este domnul profesor Vișan, de care am vorbit și mai devreme și care au format această echipă și vor să ne pună la zid, ca să spun așa. Și mai este o altă problemă pe care am... Vă rog. Elevii înscriși la doamna director în clasă sunt 8, adică sunt minimul de 12, 15, nu știu cât sunt. Deci atâta are doamna director, de aceea și-a susținut inspecția aceea, da, clasă la domnul învățător. Deci e clasa sub efectiv. Da, exact. Legea învățământului, articolul 63, alineatul 1, litera C, spune că o clasă se constituie cu minimum de 11 plus 1 elevi. Ori doamna a încălcat și acest articol al legii învățământului, cum le-a încălcat și pe celelalte de altfel, și sunt mult mai multe lucruri pe care, v-am spus, le-am menționat în petițiile făcute către Inspectoratul General al Școlar și către Ministerul Învățământului. Eu zic să ne oprim puțin, sunt foarte multe acuze pe
care le aduceți. Într-adevăr, lucruri extraordinare. Noi vom urmări acest lucru. Încercăm să stăm de vorbă, dacă se poate, și cu doamna directoare. Iar mâine ne-am înscris deja la domnul inspector general. Vom merge cu filmarea și cu câteva secvențe și vrem să ascultăm și punctul de vedere al inspectoratului, fiindcă nu ne pronunțăm, dar mi se par lucruri foarte ciudate care se întâmplă în această unitate de învățământ. Noi am crezut că ne chemați aici să ne prezentați niște lucruri extraordinare, că am înțeles de la domnul primar se vor face lucruri bune și se văd că lucrurile sunt spre bine. Să stăm de vorbă cu niște elevi care au rezultate deosebite, care, fiindcă bănuiesc că în ciuda acestor neînțelegeri, dumneavoastră vă faceți într-adevăr datoria. Cum sunt elevii de aici, de la Vlașin? Da, sunt elevi care se încadrează situației generale, dar v-am spus, eu mai mult la Bila da. Cunosc situația. Avem și lucruri plăcute să vă spunem despre ascultăm. La școala Vlașin și nu numai și Bila. Noi am avut și un proiect pe care, la care dumneavoastră chiar ați fost și nu era doamna pe atunci director, era o altă directoare și avem, sunt lucruri frumoase pe care copiii au făcut și cursuri de pictură și prin acest proiect de cântece, de dans. Am susținut acolo la Bila și o șezătoare și chiar am conlucrat foarte frumos cu școala și cu cei de la fundația cu care ne-a sprijinit. Oricum, să zic că am putut să consemnăm niște lucruri, din păcate, care îngreunează atmosfera de lucru din această școală. Dumneavoastră știu că astea sunt lucruri pe care ați vrut să le desenuiți. Profesia de dascăl merge în continuare, chiar dacă sunt necazuri în familie. Sunt convins că cei îndrept vor face lumină în această situație. Prezentați-ne ce... Această sentință civilă care s-a dat în anul 2012-2013 mă avea și pe mine... pentru retribuție, pentru recuperarea drepturilor salariale. Asta ați făcut-o după ce ați făcut niște descoperiri. Da. Nu știați când stau lucrurile. Știu, am cerut și eu și mi s-a spus că nu figurez pe tabel la hotărârea judecătorească, că așa s-a lucrat cu sindicatul cadrelor din. Și până la urmă v-ați găsit pe tabel. Și m-am găsit pe tabel, uitați numele meu foarte clar, Meghe Jada, pentru că eu nu am primit absolut nicio sumă. Și ce se specifică în continuare? În continuare... Niște sume? Da, ar trebui să o dau în judecată, să-mi restituie sumele pe care cui le-a dat. Să aflăm cui le-a dat, nu știu. Dar în dreptul dumneavoastră parcă e o semnătură. Păi da, am semnat că am depus aici. A, e depus că ați depus. Vedeam că nu am primit banii. Dar știți... Tabelul cu celelalte cadre didactice figurește și acolo. Dar celelalte cadre didactice figurează pe un salariu? Da, care au primit. Au primit, iar eu nu am primit. Da, e un aspect. Și sunt mai multe aspecte, dar le-am menționat. După această discuție cu cadrele didactice, firesc, trebuie să stăm de vorbă și cu doamna director. Tocmai din acest motiv ne îndreptăm spre biroul doamnei directoare. Bună ziua! Eu sunt italian, sunt de la televiziunea Muntenia. Sunt directorul doamna Olteanu sunt. Mă bucură, doamna director. Mă pare că nu mi-ați cerut acordul de a filma în unitate înainte de a vă primi cu cea mai mare plăcere. Cu mare drag, eu am venit însoțit de domnul primar. Chiar dacă domnul primar nu are calitatea de a da acordul a se filma într-o unitate de învățământ. Bun. Acordul de numai directorul școlii. Am înțeles. Vom clarifica lucrul acesta, dar dumneavoastră ne acordați, noi am specificat că vom sta de vorbă și cu dumneavoastră, se poate, ne acordați câteva momente? Sigur că da. M-ar bucura. Doamna directoare, noi am vrut să prezentăm câteva lucruri pe care le-am citit în presa online din care apare în municipiul Giurgiu și mai ales la sesizarea pe care ne-a făcut-o către postul nostru de televiziune, domnul primar Pașul Ionel. Nu e nicio problemă, noi am stat, trebuie să stăm de vorbă cu ambele părți, vom sta de vorbă și cu inspectoratul școlar, fiindcă asta este deontologia profesională, nu trebuie să fii supărat pe noi, fiindcă și cadrele cu care am stat de vorbă sunt colegele dumneavoastră și normal că și-au spus un punct de vedere.
e dreptul la cuvânt al fiecăruia. Aveți ceva de spus? Noi am citit punctul de vedere al dumneavoastră, o replică. Aveți ceva să le reproșați colegilor că au stat de vorbă cu noi? Singurul lucru pe care am să le reproșez este că sunt cadre didactice care au stat de vorbă cu dumneavoastră în timpul orelor de curs. Nu, noi am înțeles că era perioada, pauza, sunt orele până la ce toate doamnele care au stat de vorbă cu noi au avut ore? Nu știu dacă toate doamnele care au stat cu dumneavoastră, pentru că eu nu știu cine a stat de vorbă cu dumneavoastră. Am înțeles că doamna de engleză a părăsit discuția cu noi și știu că s-a îndreptat spre oră. A venit o elevă, mi s-a părut ciudat. Să vină o elevă, și eu sunt cadru didactic o mare vechime, dar m-aș fi supărat dacă doamna directoare sau domnul director trimitea după mine un elev. Nu știu dacă e bine sau e rău. Elevii uneori iau și inițiativa și datorită faptului că ei au fost trimiși în clasă, pentru că în timpul orelor de curs a nu fi în clasă și a fi în spațiu din afara clasei nu este o normalitate și au chemat profesorul la oră. Nu, elevul l-am și filmat. A zis că s-a adresat doamnei directoare, doamnei profesoare respective, că a zis dumneavoastră, dar asta e alt aspect, rămâne ca cei care ne urmăresc părinții să ne judece. Aștepte profesorul în clasă? Bine, în ordine. Frumos punct de vedere. Bun, doamna directoare, mie îmi pare rău, eu aș fi vrut ca profesor să vin să mă simt bine la școală. Doamnele sunt foarte supărate. Au dreptate sau n-au dreptate să fie supărate? Doar din presă, punctul de vedere al domnului primar, nu știu care doamne și ce anume v-au spus. Dacă îmi dați ceva detalii, vă pot răspunde. Sigur, chiar mă bucură, fiindcă sunteți o doamnă de dialog. Chiar mă surprinde în contrast cu ceea ce mi se prevestează. Nu, nu se poate, zic, nu se poate. Doamna directoare trebuie să stea de vorbe și cu noi, fiindcă suntem colegi, suntem cadre didactice și n-a venit nici să facem anchetă, nici să condamnăm pe cineva. Singurul lucru pe care ne-l dorim să fie liniște. Prea sunt multe acuze, de ce nu aveți o discuție liberă, deschisă? Băi, colegi, hai mă, ce zici tu, ce vrei tu? Stai puțin să le lămurim. Dumnealor acuză de inexistența dialogului. Cu cea mai mare plăcere, dacă de acest dialog este făcut ca dialog și nu ca monolog doar deoparte, cu cea mai mare plăcere în orice moment. Mă bucură și asta e o mare speranță pentru mine, că lucrurile se vor îndrepta destul de bine aici, fiindcă nu urmărim nimeni dintre noi alte lucruri. Chiar m-ar bucura, doamna directoare, ca într-un timp relativ scurt să aveți un dialog cu dânsele, să le luați deoparte, fiindcă sunt doamne drăguțe și a fi profesor într-un mediu rural și știu că această școală, eu am o deosebită stimă față de această școală, fiindcă au fost oameni de mare valoare și sunt convins că sunt și în continuare aici. Sunt colegele mele, sunt cadre didactice care își fac datoria la clasă în condițiile în care știți că învățământul este subfinanțat, au participat din toate punctele de vedere cu tot ceea ce s-a putut omenește posibil pentru desfășurarea orelor în condiții foarte bune. Dacă pe parcurs au apărut anumite nemulțumiri din partea doamnelor, eu le aștept cu cea mai mare plăcere și am toată deschiderea pentru a dialoga și a rezolva problema. Dialogul este calea spre rezolvarea oricărei probleme. Chiar vă mulțumesc foarte mult. Când promiteți că veți ține un viitor consiliu profesoral în care să dezbateți fiecare nemulțumire a lor, pe care bănuiesc că o știți din presă, că ați parcurs presă, am văzut că ați avut și un excelent drept la replică pe care l-am citit cu mare interes și m-ar bucura ca peste ceva vreme să ne spuneți, da, domnule, e liniște și se pot face lucruri deosebite. Chiar începând și din acest moment. Frumos, mă bucur foarte mult. Noi nu vrem să luăm fiecare lucru, fiindcă doamnele au spus. Acum, în ce măsură lucrurile semnate de dumnealor au un suport real sau nu, asta nu e datoria noastră. Însă, ca oameni de presă, a trebuit să le ascultăm și să le ascultăm și pe dumneavoastră. Dar sunt convins că acuzele de acolo nu sunt cu toate reale. Vedeți, fiecare om are un filtru prin care își trece și informația și părerea, uneori nervos, alteori cu alte influențe din exterior și la un moment dat poți să spui lucruri care să zicem că nu le poți dovedi. Dar dacă doamnele au nemulțumiri de o natură mai mare sau mai mică împotriva mea și aduc și dovezi în acest sens, eu nu am decât să-mi fac mea culpa și
să-mi văd, eu știu, de lucruri pe care pot să le fac și nu pe care nu pot să le fac. Așa este, doamna editoare. Oricum, doamna editoare, nu vrem să părăsim această unitate de învățământ decât să lăsăm o lumină și o undă de speranță. Permiteți-ne să stăm de vorbă cu prezența dumneavoastră sau dumneavoastră să stați de vorbă și să arătăm telespectatorilor care ne urmăresc că într-adevăr aici se fac lucruri frumoase și aveți elevi deosebit. Ne-ați putea permite ca în prezența dumneavoastră să stăm de vorbă cu câțiva copii de ce învață, ce preocupări au, nu legat de aspectele astea pentru care le-am sesizat în prima parte, dar să ne prezentați o clasă așa deosebită, să ne bucurăm și noi că sunt într-adevăr copii deosebiți. Eu am în clasă acum un profesor diriginte care vă poate însoți la clasa respectivă în care copiii au foarte mare încredere și puteți să-i întrebați tot ceea ce doriți dumneavoastră. Este vorba de clasa a șaptea, chiar și de clasa a opta. Doamna Cambera este un profesor diriginte care... Da, la clasa a opta, să vedem orientarea profesională, ce gândesc ei, ce spun. Ne-ar bucura foarte mult la doamna Cambera. Da. Să rămână, chiar vă mulțumim. Era și firesc ca în urma celor constatate la școala din comuna Schitul, satul Vlașini, să stăm de vorbă și cu inspectoratul școlar pentru a afla punctul de vedere al acestei situații. Tocmai din acest motiv suntem la inspectoratul școlar al județului Giurgiu și sunt de vorbă cu doamna inspector Georgeta Stănescu pentru a afla punctul de vedere. Doamna inspector, la școala Vlașinu nu e liniște. Într-adevăr, la inspectoratul școlar au fost înregistrate sesizări din partea colectivului de cadre didactice din această școală, așa încât inspectoratul școlar a demarat o anchetă pentru a rezolva aceste probleme și la momentul la care această activitate se va finaliza, vom prezenta un punct de vedere legat de această situație. Vom fi și noi alături de dumneavoastră, fiindcă acolo, într-adevăr, este nevoie de a se limpezi apele. Cadrele didactice au nevoie de o atmosferă calmă de lucru, fiindcă elevii din Vlașin, care mi s-au părut destul de frumoși și foarte inteligenți, au nevoie de predarea unor cunoștințe deosebite din partea colegilor cadre didactice. Așa este. Elevii trebuie să se afle în centrul atenției noastre și trebuie să facem tot ce este posibil ca educația lor să se desfășoare în condiții foarte bune în școală. Măi copii, vrem să purtăm și noi o discuție așa. Cum e să fie elev aici la Vlașin? E plăcut, nu e plăcut? Da? Uite ce băiat curajos. Eu m-am apropiat de fete, am crezut că încep cu fetele. Dar, prietene, nu stai bine. Mai avansează puțin în banca următoare, că mă avantajează, nu mă avantajează lumina. Haideți să începem discuția cu un băiat, dacă el și-a anunțat prin... Da. Cum te numești? Trăiește-o. Spune-mi, George, clasa 8-a e greu, e ușor? Puțin greu. Cum a fost la evaluarea, la simularea evaluării? La matematică a fost mai greuț. Da? Și la română a mers mai bine? Da. Mai ales primul subiect? Da. Te descurci la gramatică? Da, pot spune și așa. Au fost întrebări legate și de clasa 7-a și de sintaxe și de morfologie dintre... Da? Te-ai descurcat? Da. Ți-a fost mai greu la compunere? Nu. De obicei, băieții cam fug de compunerii, nu? Fetele, toți zic că asta e disciplina fetelor, compunerilor, dar te-ai descurcat, George, da? Da, am făcut decât o compunere. Da. Spune-mi, George, după terminarea clasei 8-a și bănuiesc cu bune rezultate, ce opțiune ai? La Giurgiu, la seminarul teologic. Foarte interesant. De ce ți-ai ales acest lucru? Îmi place să mă duc la biserică și să mă fac preot. Da. Și bănuiesc că te pregătești în acest sens, că ai niște probe eliminatorii. Da. Mă bucură foarte mult că ai asemenea opțiune. Înseamnă că ești un tinerel apropiat bisericii. Da. Sigur. Mă bucură foarte mult și mi-ar face plăcere ca la anul să stăm de vorbă, să port un dialog cu un elev seminarist. Îți urez mult succes. Mulțumesc. Care, înainte de a pleca de aici, care fată de aici ți se pare ție mai priceput așa în vorbe cu care poți sta, să purtăm un dialog? Cătălina Sandu, dar nu a venit astăzi.
Da, din cele prezente. Nu știu. Ce greu să vă selecții? Da. Da. Așa stăm de vorbă cu colega din dreapta. Cum te numești? Bunica Andreea. Spune-mi, Andreea, e greu, e ușor să fii elev în clasa 8-a? Puțin greu. De ce, Andreea? De ce puțin greu? Pentru că unele probleme sunt ușoare, altele greve. Da. Ia spune, ți-a părut vreodată rău că nu te-a adus barza într-un oraș și te-a adus într-un sătuc? Câteodată. De ce câteodată? Da. Pentru că îmi place și la țară. Oh, și la școală am văzut că aveți profesori care didactice deosebite și să știi că se poate învăța mult mai ușor decât cu o clasă cu un efectiv mare, cum sunt la școlile din Giurgiu, 25-30 de elevi. Aici e o joacă și pentru colegul care didactice și pentru voi. După terminarea clasei 8, ce opțiune ai? La liceu Mircea Eliade, pe profil sportiv. Oh, înseamnă că se lucrează puternic la sport aici, domnul profesor. Da. Bine, succes. Ce alte opțiuni mai aveți? Ia spune. Sunt puțin de vorbă? A, da. Vino mai aproape aici, acolo este lumina. Ne și avantajează că stăm în picioare. Cum ai spus că îl cheamă? Am înțeles, doamna regintă Costică. Costică și mai cum? Andrei George Costel. Bun. Spune-mi, George, cum este viața de elev la aici, la Vlașin? Cam greuleț. Da. Toți folosiți cam greuleț. De ce? Păi... E diferență față din alte zone de unde mai fost tu? Nu. Nu. Sigur, și aici ai însușit niște noțiuni extraordinare. Opțiunea ta după terminarea clasei 8-a? La marine, la mecanic auto. La mecanic auto, foarte bine. Știi să meșterești la mașină? Da. Uite, când avea o problemă, am să vin și eu la tine să mă ajuți, da? Te pricep și acum? Ai mai demolat vreo mașină? Nu. Până acum nu? Nu. Bine. Georgica, mult succes. Dar la simulare cum a mers? Cam greuleț a fost. Matematica sau română? Matematica. Oh, tot asta e un cui alu pe pelea pentru toți. La română te-ai descurcat, că a fost ușor. Da. 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 Mă, copii, Andy, vreau să mulțumesc, Costel. Vreau să mai auzim și alte păreri. Cine mai ne spune? Ce dorești? Ce opțiune ai pentru clasa 8-a? Deocamdată nu știu. Nu te-ai hotărât. Ești în stadiu de a mai gândi. Da. V-ați hotărât ceilalți? Pe unde? Nu. Da. Cel e un băiat mai mititel, da? Aia, da. Uite, o aștept pe sportivă. Da. Copiii, mă bucură foarte mult că am reușit să vă cunosc, fiindcă am dorit să cunoaștem și câțiva elevi de la școala gimnazială de care poartă un nume atât de frumos al fostului director al școlii, Nicolae Dinu. Mă bucură că am avut șansa să vă cunosc, nu vă dorim decât succes și să ne vedem la televizor. Iată, stimații prieteni emisiunii, doar câteva aspecte pe care am reușit să le prindem aici la școala gimnazială din comuna Giurgiuvean Vlașin, într-adevăr o comună unde principala preocupare este procesul instructiv educativ, dincolo de aspectele pe care le-am semnalat în prima parte. Vă mulțumesc pentru că și în această seară frumoasă ați fost alături de noi. Vă dau o nouă întâlnire la o altă emisiune, Școala Giurgiuveană.